Dragii mei, trebuie să fim cinstiți. Producătorii români au nevoie de ajutor. Au nevoie de noi. Cum îi putem ajuta? Foarte simplu. Trebuie să le cumpărăm produsele. Pentru că sunt mai savuroase, sunt sănătoase, sunt ale noastre în primul rând. Și apoi dacă le auzim poveștile, cât de greu fac aceste produse, câți bani investesc și câte probleme au, din partea mea să știți că au toată dragostea și toată admirația. Acum stăm de vorbă cu un pomicultor, Bogdan Lefter din Galați, ca să vedeți că lucrurile nu sunt chiar atât de roz. Bună ziua, ne aflăm alături de domnul. Mă numesc Bogdan Lefter și ne aflăm la societatea comercială Eurofruct din județul Galați, localitatea Viile. De câte vreme activați în agricultură? În agricultură activez de când am terminat facultatea sau chiar și dinainte, datorită faptului că părinții mei lucrează tot în agricultură. Deci am terminat în 1997, sunt inginer horticultor, am terminat facultatea la Iași și primul meu loc de muncă a fost la o fermă pomicolă din cadrul IASE-ului Miroslava din județul Iași. Și această meserie pe care v-ați ales-o v-a inspirat să dezvoltați un mic imperiu, nu? E prea mult spus imperiu, este o societate care astăzi are în cultură 100 de hectare plantate și încă 50 de hectare de teren în pregătire pentru a fi plantate în anii următori. Ca și culturi pe care le avem astăzi în exploatare, avem 17 hectare de cireș, 8 hectare de vișin, 8 hectare de cais, 13 hectare de măr pe rod, încă 13 hectare care au fost plantate anul trecut, tot de măr, 13 hectare de prun, care se vede în spatele nostru, este pe rod, și 3 hectare de prun plantat acum 2 ani. Și mai avem 10 hectare de viță de vie, struguri de masă. Este o problemă cu comasarea terenurilor. Dumneavoastră, cum ați reușit să adunați această suprafață? Simplu spus, am fost un norocos. Este foarte greu să comasez teren în zona noastră, dar cred că și în alte localități din România. Am început achiziția terenului din 2005. Am intrat în legătură cu avocatul care reprezenta moștenitorii fostului boier de aici, care își luaseră în proprietate terenul, ei fiind plecați din țară, au preferat să vândă. Și eu am fost norocosul că avocatul m-a găsit și am reușit să cumpăr. Deci să poți cumpăra suprafețe comasate este o raritate. Da. Da, deci de asta spun că am fost un norocos. Aici au fost doi boieri și au avut multe terenuri, printre care și terenul pe care ne aflăm. Și în 2006 deja îl achiziționasem. În 2007 am început plantarea prin proiect Sapart. Deci lucrurile s-au desfășurat foarte repede, de asta mă consider un norocos. De ce ați ales pomicultura? De ce nu v-ați îndreptat către alt segment de producție? Tatăl meu este inginer horticultor și de la el am învățat meseria, am prins dragoste de pomicultură. Am făcut horticultura, dar îmi plac doar pomii și vița de vie. Dacă ar fi să lucrez la legume, aș renunța foarte repede. În toți acești ani de experiență, cum ați simțit această activitate de pomicultor? Cum e să fii pomicultor în România? Fac pomicultura din pasiune, deci vin la servici, să spun așa, din plăcere. Bineînțeles că în orice altă activitate, poți să fii doctor, să fii siderurgist, sunt probleme. Dar dacă vii cu plăcere, le depășești. Bine, și vârsta mă face să fiu optimist. Deci fac ceea ce îmi place și chiar vreau să dezvolt în continuare societatea. Este totuși o activitate destul de sensibilă pentru că lucrăm cu pomi care dezvoltă boli, au tot felul de dăunători. Cum faceți față provocărilor care vin? Da, natura se schimbă. Chiar și eu pot să spun lucrul ăsta, că în puțină experiență acumulată în anii ăștia, se văd clar condițiile climatice sunt în schimbare și
ne adaptăm și noi și sperăm și pomii, îi ajutăm și pe ei să adapteze prin tehnologiile pe care le aplicăm, prin tratamentele care le facem la culturi, funcții de fiecare specie, funcții de fiecare fenofază și, bineînțeles, funcții de condițiile climatice, că 2016, știut pentru toți agricultorii din orice parte a țării, este un an cu probleme. Se anunță câteva luni de secetă. Cum veți face față acestor luni de temperaturi, cu temperaturi ridicate? Foarte mulți se bucură că au plouat, știu, au avut plantații nou înființate, unde nu au reușit să-și pună irigații prin picurare. Noi aici am reușit să realizăm irigații pe toată suprafața. Avem o acumulare de apă de 6 hectare, stații de pompare și toată irigația se face prin picurare. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem salvați. Presupun că investițiile sunt continue într-o astfel de afacere. Dar care a fost valoarea proiectului SAPARD pe care... În 2007, când am accesat programul SAPARD, valoarea maximă era 500.000 de euro, cu finanțare 50% aport propriu, 50% din partea Uniunii Europene. Vreau să-mi spuneți cum se desfășoară fluxul tehnologic aici la Eurofruct. Aveți spații de depozitare? Cum procedați? Datorită faptului că avem toate speciile, cireș, vișin, cais, prun, măr, struguri de masă, recoltăm pe toată perioada anului. Mare parte din producții merge pe piața internă. Și... Da, ne bucurăm că sunt apreciate și fructele din România și încurajăm pe consumatori să consume fructe din România, să uite la originea produsului, să mâncăm mai puține fructe din Turcia sau Spania și să mâncăm fructele de sezon. Dacă e sezon de cireșe, să mâncăm cireșe, nu să mâncăm portocale sau banane. Ca și spațiu de depozitare, avem trei celule de frig în care... prerăcim marfa până a merge spre magazine. Singurul fruct care îl păstrăm mai mult timp este mărul, cu toate că vindem continuu din toamnă de la recoltare. Suntem membri unui grup de producători, Dynamic Leg din Galați, și avem un spațiu de depozitare unde putem depozita mărul. Condițiile de depozitare sunt foarte bune, atât temperatură cât și umiditate, fructele se păstrează bine și vindem tot timpul anului. Există această problemă cu supermarketurile. Ați reușit să pătrundeți în supermarketurile din România? Dimensiunea plantației nu asigură fructele care le cere un supermarket. Deci noi, ca societate comercială, să intrăm singuri într-un supermarket este foarte greu, neavând continuitate în furnizarea fructelor pentru necesarul lor. Și atunci apelăm la intermediari care vin, iau producție de la noi și de la alți producători și o livrează ei către supermarketuri. De aici apar diferențele de preț, cât este marfa la producător și cât ajunge la consumator. Bineînțeles, anumite costuri sunt justificate, dar au și niște adausuri foarte mari. La extern trimiteți ceva? Da, lucrăm cu un partener de mai mulți ani care exporta către Rusia, dar datorită embargoului, știm cu toții că marfa nu poate să mai ajungă în Rusia, și atunci, prin acest partener, s-au găsit alte piețe și păstrăm parteneriatul în continuare, chiar și anul ăsta. Suntem la al doilea tir de cireșe, dorește și vișine, și caise, și prune. Este mai avantajos să trimiteți în afară decât în țară? Este mai avantajos datorită prețului. Deci la export, clar, se cere calitate mult mai atent analizată și prețul este mai bun. Dar
Condițiile de calitate implică și manoperă mai mult în ambalare, etichetare, paletizare, prerăcire. Când dacă marfa este livrată către piața internă, este recoltată astăzi, astăzi ai livrat-o și să mai reduc costurile. Puteți estima așa niște producții pentru anul acesta, care înțeleg că a fost unul destul de prost pentru pomicultori? Da, pentru cireș, noi speram în 7-8 tone la hectar. Sperăm să recoltăm doar 3 tone vandabile, de o calitate bună. Restul s-au crăpat datorită ploilor. La cais, în cele 8 hectare, dacă vom scoate 50 de tone, deci este o producție foarte slabă. Deci nu putem discuta de profitabilitate acolo. Iar la prun, sperăm să avem o producție bună, undeva 25 de tone. Va fi o producție bună. La măr, la fel, undeva un 30 de tone la hectar. Înțeleg că pe lângă plantațiile de pom pe care le aveți, aveți și o microfermă, faceți și acvacultură sau? Da, în lacul de acumulare am populat cu pește și se poate pescui, dar mai mult de hobby. Microferma are animale așa de frumusețe, să spun, că nu suntem într-o fermă de îngrășare. Da. Deci sunt cai, sunt oi, sunt capre, rații gâștii datorită lacului.